Domnule profesor Hoza, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră de astăzi în emisiune. Ne aflăm din nou în livada Facultății de Horticultură, de aici, din București, iar astăzi discutăm despre arbuști. Haideți să ne spuneți dumneavoastră ce specii de arbuști putem planta în grădina noastră. În grădinile noastre putem planta multe specii de arbuști și subarbuști. Încep cu subarbuștii, că sunt mai puțini. Când vorbim de subarbuști, ne referim la zmeuri și la coacăs, două specii îndrăgite, iubite, care au posibilitatea să ne ofere fructe în stare proaspătă o perioadă lungă de timp, undeva de la sfârșitul lunii iunie, cel mai devreme, la zmeuri și ne ducem până toamna când cade bruma. Dintre arbuști, vorbim de coacăs, cu cele două forme, coacăs roșu, la care putem găsi fructe roșii și albe, și coacăzul negru. Vorbim de agrici, vorbim de asemenea de afin. La afin trebuie să facem remarca că această specie nu poate fi cultivată în pământ, fiind pretențios la substrat, are nevoie de un pH acid, voi reveni la asta, dar îl putem cultiva în vase de cultură în ghivece pe turbă acidă. Vorbim de specii un pic mai noi, vorbim de două specii introdusă recent în cultură, Aronia sau Afinus siberian, care este o specie foarte mult apreciată în ultimii ani de consumatori, nu neapărat în stare proaspătă, cât procesată sub formă de sirop sau dulceață, vine cu o încărcătură foarte mare de antioxidanți, protectori celulari. De asemenea, vorbim de goji, o specie introdusă și la noi în țară de vreo 4-5 ani, inclusiv în plantații comerciale, dar uneori puțin cunoscută de micul producător de fructe. Este o specie care se cultivă relativ ușor și sigur de interes mai mic, lonicera pentru fructe și sigur mai puțin alte specii care nu sunt specifice climatului nostru. Haideți să ne spuneți acum ce condiții trebuie să le asigurăm noi arbuștilor. Arbuștii în general se cultivă destul de ușor în pământ, arbuștii și subarbuștii, cu excepția afinului de care am amintit. Preferă în general un climat un pic mai răcoros. Dacă suntem într-o zonă colinară, zonă de deal, putem să-i cultivăm chiar până la 800.000 de metri. Dacă vorbim de o zonă mai caldă, mai sudică, zona, să spunem, a Bucureștiului sau zona de sud a țării, Câmpia de Vest, nisipurile din Oltenia, îl putem cultiva și pe zonele cu versanți nord-estici, nord-vestici, chiar nordici, pentru că acolo plantele sunt un pic protejate de arșița din timpul verii. Arbuștilor, în general, nu le place perioada foarte caldă din vară, mai ales dacă această perioadă este asociată și cu un aer uscat. În perioadele acestea uscate trebuie să avem grijă ca să asigurăm apă la nivelul solului. Speciile de arbust sunt destul de pretențioase, consumă o cantitate destul de mare de apă. Cam care ar fi cantitatea ideală pe care trebuie să le administrăm pentru a le asigura o bună creștere? Consumă, sau altfel spus, arbuștii se pot cultiva acolo unde plouă aproximativ 1000 de mililitri de apă ca și sumă totală. La noi în țară, zonele acestea sunt în zona de nord-vest a țării, zona de la Oradea, Baia Mare, cam pe acolo. În partea de sud, în zona București, de exemplu, plouă cam 600-650, diferența trei completată. Dacă vorbim de cultură, ar trebui să facem, dacă vorbim de teren, în câmp, o udare la cel puțin 2 săptămâni, dacă udăm la nivelul solului. Ar trebui să asigurăm undeva 2-3 litri de apă pe zi. Sigur că nu putem uda în fiecare zi culturile, dar putem uda cel puțin săptămâna sau la 2 săptămâni. Prin sistemele moderne de distribuire a apei, prin sistemul acesta, prin picurare, putem chiar să facem o instalație chiar la nivel familial cu o investiție foarte, foarte mică, prin care putem asigura apă la 2 zile, circa 2-3 litri de apă pe plantă, la o plantă matură. Ne-ați spus despre locul unde ei ar putea fi plantați și să le și meargă foarte bine, dar oamenii de lângă casă, unde ar trebui să planteze un arbust astfel încât să crească și să obțină rod? În grădina familială omul poate să-l planteze unde are spațiu disponibil. De preferat este să fie la periferie cumva. Putem face, de exemplu, din arbuști, din coacăz și nu numai din coacăz, dar și din semi-arbuști, din zmeuri sau din mur, un aliniament ca un gard fructifer, ca un gard viu. Lângă hotarul lui, cu vecinul, de exemplu, undeva la o jumătate de metru de gard, se poate planta în formă de linie un aliniament de arbuști, coacăz, agriș,
Dacă vorbim de afin, atunci trebuie să fie în container, în vas de cultură, care poate fi așezat acolo. Containerul poate fi așezat undeva și pe o platformă betonată. Spunem că suntem într-o zonă unde nu avem teren foarte mult. La intrarea în casă avem alea betonată unde intrăm cu mașina și trotuarul. Undeva lângă gară, o jumătate de metru, se poate face un alinament de ghivece, cu condiția să le asigurăm apă. Pentru zmeu și mur trebuie specificat faptul că sunt plante de tip semi-arbust, în sensul că au o tulpină puțin lemnificată, puțin tare și au nevoie de susținere. Au nevoie de sistem de susținere, de un șpalier, care poate să fie un șpalier simplu, câțiva pari cu sârmă întinsă între ei, de care să legăm. Murul fiind o specie un pic mai înaltă, creștere la mur depășesc 2-3 metri înălțime, atunci el are nevoie de un șpalier cam de 2 metri, 2 metri și jumătate înălțime, pe care vom palisa, vom lega aceste plante pe perioada de creștere și de formarea lor. Distanța dintre ei contează? Contează. Ca regulă, dacă vorbim de o plantație care are mai multe rânduri puse, știu, o grădină, să spunem că facem undeva 3 are, 5 are de cultură de arbuști, distanța dintre rânduri nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea la care ajunge planta. Dacă vorbim de plante care ajung la 1,5 m, nu punem mai des de 1,5 m. Pentru că plantele, chiar dacă nu sunt foarte predispuse la lumină, au nevoie de lumină directă. Între două rânduri trebuie să fie distanța egală cu înălțimea plantei, ca lumina soarelui să nu umbrească reciproc rândurile dinspre sud către partea de nord. Între plante pe rând, la arbust mergem pe distanță de 1 metru, 1,20 m. La zmeuri, când facem plantarea, plantăm din jumătate în jumătate de metru, pentru că la zmeuri, după un an, doi, din mugurii de pe rădăcină se formează noi tulpini care în final, după 2-3 ani, vor forma o bandă continuă. Nu mai știm planta fiecare unde a fost plantată inițial. La mur, murul este un pic mai viguros. La mur, distanța între plante pe rând este undeva la 1,5 m sau uneori chiar 2 metri. Între rânduri, dacă vorbim de rânduri consecutive de mur, distanța trebuie să fie de 2 metri sau 2,5 m. Pentru că este o plantă un pic mai mare și atunci trebuie să evităm umbrirea reciprocă a rândurilor. Ați vorbit despre plantare. Haideți să vedem, să ne spuneți câteva secrete. Cum facem plantarea arbustelor? Plantarea este relativ simplă. Terenul pe care vrem să facem plantarea trebuie să fie eliberat de vegetația care a fost inițial, dacă vorbim de vegetație lemnoasă, curățat. Ar fi bine ca terenul respectiv să fie un an, doi, cel puțin, cultivat cu ceva plante anuale. Să nu fie cultivat arbuști după o plantație, de exemplu, de arbor de talemar, de pom fructifer. În pământ, după ce defrișăm o plantație mare, rămân o parte din rădăcini pe care se dezvoltă niște microorganisme ce pot fi dăunătoare pentru o plantă tânără. După un timp de pauză, după ce am defrișat o cultură mare, pregătim terenul, iar pe terenul respectiv facem niște gropi nu foarte mari, undeva 30-35 de centimetri ca diametru și adâncimea 30 de centimetri, iar în aceste gropi așezăm plantele. Ar fi de preferat, dacă avem materialul săditor produs cu pământ, cu bol de pământ, pentru că stresul de transplantare ar fi mai mic. La arbuști, la majoritatea lor, pe rădăcini se formează o simbioză cu unei ciupeci cu rădăcina și ele ajută foarte bine la creștere și la prindere. Dar dacă nu avem astfel de material și este cu rădăcină nudă, atunci facem plantarea ca atare. Trebuie să știm un aspect. Plantarea o putem face pe toată perioada cât pomul este în repaus, cât nu are vegetație activă. La majoritatea arbuștilor de la noi, de fapt la toți arbuștii de la noi, pomii sunt cu frunze căzătoare și în toată perioada când au frunză putem să facem plantarea. Cu excepția zilelor când temperatura este negativă. Dacă avem zile cu temperatură negativă, nu se recomandă să facem plantare, pentru că rădăcina, mai ales dacă e rădăcină nudă, fără pământ, este foarte sensibilă la manipulări. Trebuie să avem grijă ca pe perioada asta de pregătire a materialului, de plantare, până când acoperim rădăcina, arbuștii să nu stea în soare sau să fie bătuți de vânt cu rădăcina goală, pentru că rădăcina este foarte sensibilă la deshidratare. Odată ce avem condițiile pregătite, avem o groapă făcută pe dimensiunile pe care le-am amintit, atunci putem face plantarea, încercând să respectăm pe cât posibil adâncimea de plantare la care materialul a fost fie în pepiniere, fie din zona în care noi l-am scos și îl transplantăm. Dacă vorbim de zmeu sau de mur, pe care îl putem produce chiar noi, putem lua de pe o plantă mamă pe care o avem în altă parte și vrem să
mărim numărul de plante pe care vrem să le avem în grădină, atunci trebuie să respectăm cumva această adâncime. Eventual, putem să plantăm un pic mai jos, dar nu mai sus niciodată, ca să putem proteja rădăcinile de eventualele riscuri peste iarnă. Este de preferat ca plantarea să o facem toamna, pentru că la plantarea de toamnă, pe perioada de toamnă, de iarnă, eventual se mai poate acumula o parte din apă, din precipitații. Rădăcinile, este important să știm că rădăcinile plantelor cresc chiar dacă partea aeriană este în stare de repaus, atâta timp cât temperatura depășește 2-3 grade. Deci dacă facem o plantare, să spunem, în noiembrie, când temperatura este de 10 grade, la 2-3 săptămâni după plantare, rădăcinile noi se formează, planta se ancorează, începe deja rădăcina să funcționeze, iar în primăvară, planta respectivă va porni în vegetație cum ar fi fost acolo cu mult timp înainte. Dacă pământul este mai greu, este mai umed și în perioada de toamnă nu putem să facem plantarea sau nu avem materialul săditor disponibil, atunci putem face amânare pentru primăvară. În condiții de excepție putem face plantarea și în ferestre de iarnă, chiar dacă este zăpadă, dacă pământul nu este înghețat și dacă temperatura este pozitivă. Putem face plantarea, ajută, dacă sunt ferestre de iarnă când temperatura este, știu, de 5-6 grade, frecvent sunt în ultimii ani astfel de ferestre de iarnă, pomii, plantele, nu spun pomii, arbuștii, se prind și merg mult mai bine în primăvară când pornesc în vegetație. Noi vom face imediat o demonstrație practică, să le arătăm telespectatorilor noștri cum putem să plantăm un astfel de arbust. Ce arbust avem aici? Avem zmeur. Vom arăta? Brajun de zmeur. Deci vom planta un zmeur. Da. Să facem o scurtă recapitulare. Care a spus că era adâncimea potrivită plantării? Adâncimea este deja ca 30 de centimetri, 35 de centimetri. Asta depinde de mărimea rădăcinii plantei și depinde de mărimea balotului, dacă vorbim de plante cu balot. Dacă groapa este prea adâncă, în momentul când încercăm cu planta, mai putem încărca cu pământ. Dacă este prea mică, se mai poate scoate. Deci avem groapa aproximativ de dimensiunile pe care l-am amintit. Avem aici drajoni scoși cu pământ, pentru că este cel mai bun mod de a-i valorifica și de a-i planta. Dacă încerc în groapă, observ că adâncimea este prea mare a gropii respective. În felul ăsta va trebui să mai introduc un pic de pământ în groapă, să nu îngrop mai mult decât trebuie aceste plante. Sunt undeva la adâncimea potrivită. Am centrat aproximativ pe mijlocul gropii planta. Vin și acoper cu pământ mărunt din lateral, chiar de pe interval. Este important ca pământul pe care îl aduc să fie cât mai bine mărunțit, dacă sunt alte de obstacole în lături. În momentul când am acoperit parțial bolul de pământ, îl calc ușor ținând de plantă ca să nu îngrop. Este important ca pământul să se așeze bine peste rădăcină sau peste balotul de pământ. Încarc din nou până la nivelul solului. Am ajuns cumva la nivelul solului cu pământul. Pentru plantarea de toamnă pot să fac un mic bilon ca să protejez un pic rădăcina mai bine, urmând ca în primăvară acest bilon să fie desfăcut. Atât este suficient. Partea aeriană vedem că a fost curtată undeva la 40 de centimetri, va rămâne în faza asta până în primăvară. În primăvară vedem cum trece peste iarnă, dacă mai limităm un pic sau nu mai limităm porțiunea aceasta de drajon pe care am plantat-o aici. Ceva mai devreme, în discuția pe care o aveam, ne spuneați că afinului îi trebuie altfel de condiții, ceva mai special. Da. În general, arbuștii au nevoie de un pământ care să fie bine structurat, să fie cu permeabilitate bună, să nu țină apă, sunt sensibil la apă. Dar în plus față de această însușire a solului, afinul are nevoie și de o reacție, de un pH a solului scăzută. Reacția normală pentru o zonă favorabilă unde vrem să plantăm pe pământ sau în pământ, afin este undeva de 4,8-5,2.
Oricum, dacă este un pic mai mare, reacția poate să fie până la 5,5. Dacă reacția solului este mai mare de atâta, nu merită să facem plantația în pământ, pentru că plantele respective nu vor crește. Vor tânji, vor avea creșteri foarte slabe, cu toate lucrările de întreținere pe care noi ne străduim să le facem, nu, planta nu poate să depășească această limitare a reacției solului. De asta spuneam că e de preferat ca afinul, cel puțin în jumătatea de sud a țării, în partea mai joasă, să fie cultivat în containere, unde substratul controlăm, amestecul pe care îl folosim acolo pe bază de turbă acidă are reacția potrivită și atunci rezultatul culturii noastre va fi cel așteptat. Am plantat arbustul, spuneți-ne ce lucrări de întreținere trebuie să efectuăm asupra după lui ce am pentru a-l crește. Da, după ce am făcut plantarea, urmează lucrările de întreținere. Lucrările de întreținere care se referă sigur la menținerea solului curat de buruieni, ca să evităm competiția și concurența. Și asta se poate face fie prin distrugerea periodică a buruienilor, fie prin mulcire, prin acoperirea părții superioare a solului în jurul plantei cu un substrat organic. Putem folosi rumeguș, putem folosi scoarță, putem folosi lână, că în ultimul timp lână nu mai are nicio destinație și atunci putem să o folosim în sensul acesta. Putem să folosim folii de plastic sau chiar materiale un pic mai dure, de tip agrotextil, care durează un timp 6-7 ani fără să fie degradat de soare. Sau dacă nu avem alte ingrediente, putem folosi simpla iarbă de pe interval pe care periodic trebuie să o cosim și o întindem în lungul rândului. Mulciul are rolul de a menține umezeala mai bine și de a evita creșterea buruienilor. Odată rezolvată problema întreținerii, care trebuie să o avem, pe care trebuie să o avem în vedere pe toată perioada, trebuie să ne ocupăm de partea aeriană. Se fac o serie de tăieri. Tăieri de formare în primii 2-3 ani, prin care vom urmări ca pentru fiecare plantă în parte să o transformăm într-o tufă, cu excepția zmeurului, unde în timp se va forma o bandă. Iar aceste tăieri vor avea o intensitate diferită în funcție de vârstă și de capacitatea de creștere a plantelor. Putem exemplifica aceste lucruri de tăiere pe câteva plante pe care le avem, în funcție de specie și de vârsta pe care aceste plante o au. Haideți să ne arătați cum să facem aceste tăieri la arbuști. Mergem și facem aceste tăieri. Vom începe cu afinul, că este mai aproape de noi. Este o plantă tânără, aici în vârstă de 3 ani, pe care o analizăm. Sunt mai multe, vedem că și aici sunt de vârste diferite, nu sunt toate la fel. Chiar dacă este în vârstă de 3 ani, plantele deja încep să fructifice. Dacă ne uităm undeva pe zona vârfului, mugurii acestea mai umflați, mai bombați de sus, sunt muguri floriferi. Și aici combinăm pentru această plantă, de exemplu, și formarea, continuăm formarea, dar încercăm să echilibrăm și încărcătura de rod. Nu putem lăsa pe o plantă tânără toți mugurii de rod care au fost formați, pentru că va fructifica prea mult în detrimentul creșterii și atunci planta nu se va forma suficient de bine. În cazul acesta, avem ramuri care au muguri mulți la nivelul lor și atunci putem să lăsăm doar 2 muguri de rod. Aici unde sunt mai multe ramificații, simplificăm din ele, le rărim aproximativ la jumătate. Și aici la fel, că și aici sunt prea mulți muguri și aici în partea aceasta prea mulți muguri și vedem că prin câteva tăieri am simplificat un pic coroana. Ca să stimulăm ramificarea de la bază, una, două tulpini anuale le putem scurta încet, de 2-3 muguri, acolo una, eventual și aici una, prin aceste vor crește ramificații noi tinere, iar ramurile care pot să fie, cum sunt acestea, mai slabe, epuizate, le pot fi scoase, tăiate de tot, de la nivelul solului. Și în felul acesta, tufa a fost rărită. Va crește, este un pic rărită și are posibilitatea să crească bine. Începe să și fructifice, dar în primii ani urmărim să formăm o tufă suficientă. La maturitate, o tufă, la afin, la coacăs, la agriș, ar trebui să aibă undeva între 16 și 20 de tulpini. În timp, aceste tulpini se epuizează, după 5-6 ani de fructificare, îmbătrânesc, fructifică din ce în ce mai puțin și ele se înlocuiesc. Înlocuim tulpinele, tăiem tulpinele bătrâne și în locul lor vom lăsa tulpini tinere. În fiecare tufă va trebui să avem tulpini diferite, 4-5 tulpini de vârste diferite, de la un an până la anul 5 sau 6. În felul ăsta menținem un echilibru și facem o rotire a tulpinilor pe măsură ce le îmbătrânesc, asigurând astfel o longevitate
o durată de viață a plantei respective de cel puțin 15 ani. În condiții de întreținere normală, 15 ani fructifică fără probleme. Dacă apoi îngrijirea este bună și mai forțăm un pic durata lor de exploatare, putem ajunge la o cultură de arbuști să o exploatăm 20 de ani. Între speciile de arbuști, există vreo diferență când vine vorba de la tăieri? Între speciile de arbuști nu sunt diferențe mari, diferențe foarte mici. În schimb, există diferență între arbuști și semi-arbuști. Vorbeam la început că avem și două specii de semi-arbuști prezenți în grădină, vorbim de zmeuri și de afin. La zmeuri și la afin, biologia lor este total diferită. În sensul că la zmeuri avem și la zmeuri și la mur, pardon, avem tulpini diferite. O tulpină, dacă o luăm individual la aceste specii, nu va depăși niciodată vârsta de 2 ani. În primul an se formează o creștere vegetativă, se formează muguri de rod pe ea, iar în anul următor, în anul al doilea, fructifică pe această tulpină, iar după ce fructifică, tulpina se usucă natural. De aici e caracterul lor sau denumirea lor de semi-arbuști sau sub-arbuști. Luată individual, fiecare tulpină trăiește 2 ani. Tăierea, normal că va consta în primul rând în înlăturarea tulpinilor care au fructificat, care sunt tulpini de 2 ani și care se recunosc prin resturile de inflorescențe pe care le au pe vârfurile lor sau lateral. Iar dintre tulpinile care rămân, la mur vom avea o tufă. Reglăm în tufă undeva între 2 și 5 tulpini în funcție de cât sunt ele de groase. Dacă sunt mai viguroase, vom lăsa mai multe. Dacă sunt mai subțiri, lăsăm mai puține pentru a putea avea o longevitate și o creștere normală. Iar la zmeuri, pentru că se formează o bandă în lungul rândului, rărim tulpinile anuale în cadrul benzii la aproximativ 30 de centimetri una de alta. În felul acesta asigurăm rărire și în același timp și normare și prin această lucrare de tăiere asigurăm condiții ca cultura respectivă să dureze 15 ani, 20 de ani, depinde cât de bine o îngrijim și cu alte lucrări de fertilizare, de irigare, de protecție fitosanitară și așa mai departe. Ce vorbeați de lucrări fitosanitare, de fertilizare? Amintiți-ne puțin ce lucrări putem să efectuăm? Pentru că arbuștii, subarbuștii sunt cu destinație de a produce fructe. Deci ei nu vor produce niciodată o cantitate foarte bună de fructe dacă noi ne ajutăm. Deci la lucrări de întreținere, aminteam de irigare, trebuie să facem fertilizare. Fertilizarea rămâne la latitudinea noastră că o facem cu substanțe chimice sau o facem cu substanțe care sunt prietenoase cu mediul, respectiv îngrășăminte organice sau produse acceptate și în agricultura biologică, care nu au impact asupra mediului și sigur nu lasă nici urme în fructe. Nici îngrășămintele chimice nu lasă reziduri dacă respectăm dozele pe care literatura de specialitate le recomandă. Ați amintit ceva de anumite lucrări organice pe care le putem aplica arbuștilor. Care sunt acestea? Sunt îngrășăminte organice. Îngrășăminte organice cele mai la îndemână a oamenilor din mediul rural sunt gunoiul de graș pe care îl putem găsi, sunt oameni care au animale, dar și cei care au un mic spațiu de grădină pot să-și producă acest îngrășământ prin compostarea resturilor pe care le obțin, resturilor vegetale. Inclusiv alimentele care sunt de origine vegetală și care rămân, să spunem, prin curățare, coș de fructe, de cartofi, pot fi compostate undeva într-o margine a grădinii, dacă se face o groapă și se depozitează acolo împreună cu iarba, cu resturile de la grădină, ceea ce rezultă din cultura legumelor, se compostează împreună, ele se transformă într-un an de zile într-un îngrășământ organic care îl putem folosi ca sursă de hrană pentru plante. Pe lângă aceste îngrășăminturi, sigur, îngrășăminte care sunt ușor de produs, în comerț există îngrășăminte organice granulate, este o generație mai nouă de îngrășăminte pe care le putem cumpăra și le putem folosi cu succes. În lipsa lor, sigur, putem apela și la îngrășăminte chimice, pentru că plantele au nevoie de hrană. Deci nu este suficient doar cât are pământul, dacă avem, pretenția sau ne așteptăm ca plantele respective să ne producă o cantitate mare de fructe și, sigur, și de calitate corespunzătoare. Spuneam mai devreme că sunt și ceva probleme de sănătate. Arbuștii, în general, au și probleme cu boli și cu dăunători. Și aici
Omul trebuie să înțeleagă că nu poți să aștepți de la plante să fie sănătoasă și să îți dea o cultură normală dacă nu le întreții. Și fiecare specie are boli, tot felul de pătări care nu afectează, să punem, într-o măsură foarte mare producția, dar în schimb sunt dăunători care pot afecta culturile, păduc de frunze în general și păianjeni care pot să diminueze în special calitatea fructelor. Haideți să menționăm, spre exemplu, la zmeuri. Un om acasă are un zmeur. Da, cu ce se poate confrunta și cum poate să combată? La zmeuri, la cultura mică, să spunem, la grădina de lângă casă, pot să fie probleme de putregai la nivelul fructelor dacă nu s-a făcut o rărire foarte bună. Deci spuneam că tulpinile trebuie să lăsăm undeva la 30 de centimetri tulpină de tulpină. Dacă este masă vegetativă foarte mare sau dacă în timpul anului, atâta timp cât pe vârfuri găsim sau pe partea laterală a tulpinilor de 2 ani găsim fructe multe și creștele de la nivelul solului, creștele noi sunt foarte multe și nu le rărim, există o zonă de microclimat, umezeală și căldură, care duce la îmbolnăvirea fructelor. Trebuie făcută o aerisire, fără să apelăm neapărat la tratamente chimice. Pentru că multe din soierile de zmeur au fructificare continuă. Odată ce s-a început maturarea și culesul, nu mai poți să faci tratamente chimice. Ne-ați spus cum să facem tăierea la zmeuri, ne-ați arătat cum o facem și la afin. Acum spuneți-ne la ce putem să mai vedem o tăiere. Putem să mai vedem tăierea la coacă. Este una din speciile foarte răspândite. Majoritatea oamenilor mediul rural au o tufă de coacă și atunci trebuie să știe cum să facă această tăiere. Este important ca această specie să fie tăiată în fiecare an, pentru că altfel, dacă o neglijăm sau dacă nu o tăiem, planta îmbătrânește prematur și în câțiva ani moare, se usucă efectiv. Avem aici în față un coacăz, așa cum spuneam, arătăm cum se face tăierea la coacăz. Spuneți-ne cum o efectuăm. Așa cum aminteam un pic mai devreme, trebuie ținut un echilibru între vârste pe tulpinile pe care le avem. Aici, dacă observăm, sunt 3-4 tulpini multianuale, cu ramificații multe, dar avem și în centru tulpini anuale. Tulpinile anuale vor fi lăsate în număr de 3-4, iar cele foarte bătrâne fie se înlătură de tot, fie doar se simplifică. Nu e cazul să le înlăturăm pe acestea multianuale, pentru că vedem, pe creștele anuale încă au foarte mulți smuguri, au putere să fructifice. Ăsta e scopul pe care îl urmărim, să avem producție. În schimb, putem să le limităm un pic. Zona asta de vârf care pare un pic epuizată, o putem înlătura. Aici, zona care e ramificată mai mult, o mai simplificăm puțin, pentru că spuneam că arbuștii au nevoie și de lumină, chiar dacă ei tolerează cumva. Și același lucru facem și în partea cealaltă. Coborâm un pic tulpina, o simplificăm. Aici unde este mai deasă, eventual mai facem câteva tăieri. Simplificăm un pic din ea. Aici avem zona asta de lemn multianual care e epuizat, creșterea e foarte slabă, nu mai merită ca să rămână în coroană, pentru că ea consumă mai mult decât produce. Coborâm și partea de jos și cei mai bătrâni aici simplificăm, scoatem din el. Ne interesează să urmărim, vedem tulpinele acestea anuale care au cel puțin 20-25 de centimetri, care sunt pline de muguri de rod. Ele sunt importante pentru fructificare. Coborâm către centru, vedem că aici în centru sunt două tulpini anuale, lăsăm doar una ca să eliberăm centru și să facem loc să intre lumina. Aici alte două tulpini tot anuale care de asemenea închid centru. În final, tufa ar trebui să ajungă așa ca un pahar, ca să capteze foarte bine lumina din interior. Pe tulpina aceasta laterală, de asemenea, sunt câteva ramificații care sunt epuizate, le scoatem. De asemenea, o să coborâm un pic, să echilibrăm la nivelul tulpinilor, să fie relativ cam aceeași înălțime. Jos, avem creștere anuale suficiente. În condițiile în care nu avem creștere suficiente, putem să scurtăm una sau două tulpini, încep scurte, de 2-3 muguri, din ele vor apărea tulpini noi pentru anul următor. Și aici câteva ramificații care sunt mai dese, va trebui să le scurtăm. Deci cam așa ar arăta. Un coacăz tăiat. Un coacăz tăiat, echilibrat, un coacăz care are potențial de fructificare încă foarte mult. Vedem tulpini tinere de înlocuire, de aici 3-4, tulpini de 2 ani lateral și aici 3-4 tulpini de 5 ani
care mi asigură un potențial de fructificare. O astfel de tufă este capabilă să-mi asigure 4-5 kg de fructe, suficient pentru urmarea ei. Domnule profesor Hoza, astăzi am învățat cum plantăm corect arbuștii, cum îi întreținem, cum îi îngrijim pentru ca să obținem fructe pe măsura lucrărilor noastre. Vă mulțumim pentru sfaturile și pentru îndrumările atât de prețioase. Rămâne să ne vedem și în următoarea ocazie. Mulțumesc cu plăcere, oricând sunteți beneviți în facultatea noastră și atât cât ne pricepe și avem ce vă arătăm cu drag. Mulțumim frumos!